Centrul de sănătate din Hâșdieni se găsește în fosta clădire a grădiniții din localitate. De ani buni, instituția nu mai fusese reparată. Situația s-a schimbat în ultimii 2 ani. Instituția și-a schimbat radical imaginea. Astăzi a avut loc recepția lucrărilor de renovare a instituției. Chiar dacă clădirea Centrului de Sănătate este una veche, când intri în local, rămâi impresionat de transformările realizate. Sălile spațioase și luminoase îi bucură și pe angajații centrului, dar și pe oamenii care vin aici. Ne bucurăm că, în sfârșit, avem și noi un centru de sănătate foarte cum scade. Reformele din domeniul sănătății implementate în ultimii ani au început să dea roade. Faptul este confirmat și de medici. Da, extraordinar, s-a schimbat absolut. Anul trecut erau schimbate geamurile și ușile. Și de anul trecut până anul ăsta s-au lucrat și s-au lucrat. Aveți canalizație? Da, avem canalizație, avem WC-ul în interior. De păcate nu avem apă caldă, dar cred că o să rezolvăm și asta. Managerul instituției se simte împlinită când angajații au condiții mai bune de muncă, iar beneficiarii mulțumiți. Proiectul respectiv a fost o sumă de 371.000 lei, 40.000 din contul consiliului anual, 20.000, 31.000 contribuții personală și 300.000 contribuția Companiei Naționale de Asigurări din Fondul de Dezvoltare și Modernizare. Autoritățile susțin că lucrurile frumoase pot fi realizate împreună. Într-o asigurare a unor servicii sau asistențe calitative la Centrul de Sănătate Hâșdieni, pentru pacienții sau pentru localnicii satului Hâșdieni, erau necesare la Centrul de Sănătate Hâșdieni reparații interioare capitale. Potrivit comisiei, lucrările de renovare au fost efectuate calitativ. În cadrul acestui proiect, lucrările de bază au fost pardoselele, pereții, tavanele și reconstrucția la 2 încăperi. Deci s-au făcut 2 pereți dispersori, ca să era necesitatea de careva laboratoare adăugător. Și lucrările de bază acestea au fost efectuate. Cât timp au durat lucrările? Ce au fost preconizate pentru 2 luni. Noi în timp ne-am încadrat. Menționăm că proiectul a fost susținut de Casa Națională de Asigurări Sociale cu 300.000, Consiliul Raional 40.000 și 30.000 a fost contribuția centrului.